Deci am programat extra să vedem cum se deschide, 18:32. Da. Și ar fi să se închidă mâine, de exemplu, să se închidă mâine la ora 13:31, dar nu fac asta și modific, e foarte simplu de umblat cu el, un 18, trebuie să-l închid, altfel nu merge. Și pun 33 repede, dacă apuc. Bun. Na, și la 18:33 se închide. Ei ies, na, îi lași 2-3 ore, vor ieși, iau o trapă făcută. Na, când e 18:33 se închide și... Ei, nu... Se poate închide și pe telecomandă, de la distanță, nu știu, de 200 de metri, 300 de metri, cred că merge. Nu știu exact, na, este 18:33. Se închide, de nu mai pot ieși porumbei afară, iar va rămâne clapa deschisă asta care e programată la ora 8. Deci pe aici pot intra, dar de ieși nu mai pot ieși, fiind pe spurnă. Deci fac și aici un test, deci la ora... 18:20 se închide, deci va fi așa, iar mâine dimineață se va ridica la ora 8 stilul ăsta. Cam ăsta e. Na, celor care nu le permite timpul este ideal, nu e o investiție mare, ăla costă undeva la vreo 25 de euro, iar ăsta e ceva un pic mai scump, cred că e de 35 sau 40, nu mai știu exact. Dar oarecum, pentru cei care nu au timp, lucrează sau nu pot ajunge, e cel mai simplu. Pentru pui, ca să și facă.